Exercițiul 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 3 la x plus 3 la x plus 1 egal cu 4. Avem, după cum se vede, de rezolvat o ecuație exponențială simplă, care vom da, credem, cea mai simplă metodă de rezolvare. Și anume, încercăm să ajungem la o ecuație elementară. 3 la x plus, utilizăm proprietăți cu puteri, 3 la puterea x ori 3 egal cu 4. Remarcăm aici, este 3 la x ori 3 la 1. Am utilizat faptul că a la puterea n plus m este egal cu a la n ori a la m. Formula pe care ne-am bazat, bine cunoscută de la puteri. 3 la x plus 1 corespunde la a la n plus m. Este egal cu a la n ori a la m. 3 la x plus 1 este egal cu 3 la x ori 3 la 1, pe care nu-l mai scriem. În această formă adusă ecuația noastră, ea va fi echivalentă în continuare cu 3 la x pe lângă, dăm factor comun în membrul stâng, pe 3 la x, pe lângă 1 plus 3, egal cu 4. 1 plus 3 în paranteză este 4, deci 4 ori 3 la x este egal cu 4. De aici rezultă, aflăm într-o primă fază pe 3 la x, 3 la x este egal cu 1, și de aici putem remarca faptul că 3 la puterea 0 este 1 sau, scriind explicit, 3 la x egal cu, în locul 1 punem 3 la puterea 0 pentru a avea egalitatea între două puteri cu aceeași bază, de unde rezultă x este egal cu 0. Remarcăm faptul că la o astfel de ecuație exponențială domeniul de existență a ecuației este mulțimea numerelor reale. Deci x egal cu 0 face parte din domeniul de existență acestei ecuații, așadar soluția ecuației este mulțimea formată din elementul 0. Mai putem întări expunerea noastră, eventual, și printr-o verificare, respectiv 3 la puterea 0 plus 3 la puterea 0 plus 1. Dorim să vedem dacă ajungem la membru drept, la 4. 3 la 0 este 1, plus 3 la puterea 1 egal cu 4. Așadar, soluția este mulțimea formată din elementul 0.